Ai zis că miroase urât în Chișinău. Da. Revenind la un nou subiect și recent, actual, care este proaspăt, mulți stimați cetățeni, locuitorii capitalei municipiului Chișinău. Mie, ca ecologist, silvicultor, specialist în domeniul mediului, vreau să spun că nu-mi face plăcere când în serviciu care îl prestez acum, serviciul taxi, s-abordează, vreau să spun, și de către cetățeni străini care vin la noi în vizită, ca să dau exemple reale și o spuneți că poate iar să nu fac iluzii, deci au fost la Mod Expo lansare de carte și au venit careva cetățeni români și discutând în serviciul ăsta taxi, persoana mi-a spus că a fost cazată la un hotel în Chișinău. Am zis, băi, o zic, ce-i cu mirosul ăsta insuportabil la voi în municipiul Chișinău? Și zic, e de la stația de epurare, am încercat să-i dau careva explicații din ceea ce am auzit și eu din presă, din rețele de socializare, ceea ce vreau să argumentez. Acum ai început și rău bâc de amul. Foarte urât. Deci ceea ce au făcut ei protestul și au adus apă din bâc. Apa din bâc și-au vărsat-o acolo în mini-bazinul respectiv. Tot este un protest. Ceea ce s-a făcut la Pelea Clasicilor Reală și cu măștile respective, eu nu știu dacă atât de frumos s-au primit protestul respectiv. E o formă de exprimare. E o formă de exprimare, dar nu cred că trebuiau depus măștile anume Pelea Clasicilor. Din cauza că, într-adevăr, noi... La monumentul Ștefan cel Mare n-ajungeau că-i presus. Corect. Eu de ce revin la acest subiect, ceea ce ține de mirosul insuportabil care este în capitală? Deci cetățeanul român mi-a spus în felul următor, dacă era la noi, în România, în București, zic că toți cetățenii și-au câte două găleți cu căcat și vineau la primar la ușă și le puneau. Dar să-i spui că tot din banii noștri, ca contribuabil, deci noi suntem în secolul 21, unde deja vreau să spun că comunitatea științifică savanței, deci au descoperit atâtea metode de epurare a apii, vreau să spun că de filtrare. Deci chiar la același institut de ecologie și geografie al Academiei de Științe unde am activat este laboratorul calitatea aerului, calitatea apii. Deci unde se fac, vreau să spun că toate studiile astea. Deci același domnul Bulmaga Constantin care a venit cu geotuburile este șef de laborator în cadrul laboratorului, dacă nu mă greșesc, nu știu dacă nu s-a schimbat denumirea, în orice caz era ceea ce ține exact anume de compartimentul ăsta ce ține de poluare și deșeuri. Deci deșeuri. Deci eu vreau să aduc o atenție foarte mare. Deci eu nu cred că cineva încearcă și aș face o remarcă anume la Dorin Chirtoacă. Nu încerca băiatul să-ți faci PR politic și să spui că în perioada respectivă, când cu geotuburile, când activai, s-o făcut cândva, de ce anume taman acum în pragul campaniei electorale și anume în perioada respectivă s-o început mirosul, am început mirosul, da. Cineva spune că se începe de obicei când bate vântul, când e liniște, când e dimineața și nu știu ce. Eu cred că asta e o rușine foarte mare. Sunt atâtea proiecte, sunt atâtea granduri, unde în primul rând trebuia depus accentul pe apa pe care o consumă cetățenii. Și noi știm că s-au ridicat tarifele la lumină, la apă, la gază și la toate astea. Rușine vreau să spun că actualilor guvernanți, unde într-adevăr ei nu întreprind măsurile respective, își spun că au dat la poliție, poliția se investighează cu procuratura și de fapt au dat denumiri la câteva... Penal, parcă, da, la câteva companii au dat denumiri din cauza lor și au făcut un fel de PR politic. Chirtoacă, uite, rugămintea mea personală este, nici nu încerca să candidiez în alegerile locale, că n-ai făcut nimic pentru Chișinău. Și să spun cu fermă certitudine, foarte multe informații, începând de la moșul Mișa, unchiul Mișa, care te-a adus în cârma primăriei în perioada respectivă, plus la aceasta eu vreau să spun că foarte mulți cetățeni au un dizgust față de tot ce ai făcut tu în perioada respectivă și, de fapt, el se laudă că tamanul scos mirosul care era și atunci câțiva ani în urmă. El zice că a rezolvat-o cu geotubul. Ești băiatul care a venit la emisiunea Surpriză, Surpriză. Ai fost secretar la emisiunea Surpriză, Surpriză. Dacă le-a plăcut la oameni și l-a votat de 3 ori. Ai făcut nu știu ce studii și ai făcut nu știu ce, eu am spus-o de fiecare dată și o repet. Ai fost complice absolut la foarte multe contracte care s-au semnat. Unii s-au dat loturi de pământ, s-au făcut construcții, unii, de fapt, în municipiul Chișinău sunt construcții unde s-au tăiat arbori din parcuri, s-au dat avize și erai la curent și erai conștient că asemenea construcții cât sunt ilegale. Cât timp nu a fost găsit vinovat, e inocent deci, și vedeți că de fiecare dată, de fiecare interviu spune că mă leg de celălalt, de celălalt. Uitați, eu de fiecare dată discut și nu gândiți că îmi fac asta.
că e campanie, că nu e campanie, dar spun lucrurilor pe nume, ceea ce se întâmplă. Este un miros insuportabil, neplăcut. Dar el de un an jumate lui nu e la guvernare. Corect, și are dreptul scris și din opoziție are dreptul scris. Da, eu am înțeles că a luat bani foarte mari, sute de mii de euro, știe toată lumea cu ce se ocupă și ce calități are Chirtoacă. Deci Chirtoacă, jos, o să dar n-are de unde demisiona, da, e lider vină, de partid, da, doar. Ați îmblat cu niște lucruri foarte ieftine și v-ați... Miza voastră a fost limba română și cetățenia română. De fapt, cetățenii, și vreau să spun statului de drept Republica Moldova, discută în limba care consideră că ei se pot exprima. Și voi ați mers pe niște lucruri și noastre, cetățenii. Cetățenii, eu am spus și-au făcut și cei din Transnistria, și cei din Ruția, și din Ucraina, și din Ucraina, cetățenii române pentru a putea pleca și aș găsi un nivel de trai mult mai bun, mult mai calitativ. Dar cu limba, eu nu cred că ar trebui aici de pus accentul, mi-au pus și actualmente o doamnă în parc întrebarea, ce ești, român sau moldovean? I-am spus din start, sunt moldovean, discut limba română. Deci cum este în Oltenia, Muntenia, Ardeal, da, Banat și toate... Români și în Ardeal, deci tot este român și vorbesc moldovean. Românești. Deci spune bănățean, moldovean și toate. Deci Dimitri Cantimir a făcut descrierea Moldovei și eu am spus-o și o repet și cu asta vreau uneva să când ne ustură nasul, limba de-am nu ne mai preocupă. Foarte corect ați spus, bravo. Aici, deci, eu vreau să remarc faptul ăsta că, într-adevăr, ceea ce ține de mirosul ăsta e insuportabil și neplăcut. Vreau să spun că s-au îmbibat în, și în haine și în piele. Lumea deja are un disgust, toți discută despre mine ce s-a întâmplat la stația de epurare. Eu am privit și rețele de socializare și am văzut și emisiuni. E un dezastru total, e o catastrofă ecologică și ar trebui într-adevăr să fie întreprinsă măsuri urgente din cauza că de calitatea aerului și a apei depinde viața noastră de mai departe. Și eu am remarcat-o și am spus-o, dacă în țara aceasta nu vor fi plătiți oamenii de știință, educatorii, învățătorii, profesorii și medicii, vom avea o țară de oameni analfabeti degradați și de oameni bolnavi. Deci nu gândiți că mi-atrag cumva pătura intelectuală, dar asta este realitatea. Noi trăim și vedem într-adevăr că lucrurile nu merg spre bine, dar merg destructiv și ne-a arătat acum recent mirosul care este de fapt în capitală.